și bine ai venit la Enciclopedie pe Lună! Astăzi vreau să-ți povestesc despre o enciclopedie pe dezvoltare emoțională. Exact ceea ce-mi place mie. Este vorba despre o enciclopedie care ne ajută să recunoaștem corect emoțiile și să le gestionăm eficient, toate astea într-o manieră foarte atractivă și pe înțelesul copiilor. Dacă te-am făcut curios, hai să-ți arăt ce sunt sentimentele de la editura Univers Enciclopedic Junior. Nu știu despre tine, dar mie această editură îmi place tare mult, pentru că aici găsesc mereu cărți foarte frumoase și atractive, cu ilustrații minunate, la prețuri foarte bune. Și nu m-au plătit să spun lucrurile astea. Așa că, hai să-ți spun despre ce sunt sentimentele. E vorba despre o carte pentru copii, aș spune eu, preșcolari, care ne arată despre sentimente, despre emoții, pe înțelesul lor. Și nu oricum, ci cu clapete. Astfel încât copiii vor fi foarte curioși să afle ce se află în spatele clapetelor. Și le poți povesti despre ce ne face să fim furioși, fericiți, triști, speriați, de ce suntem îngrijorați și cum putem să ne controlăm sentimentele. Eu cred că această enciclopedie este un start foarte bun atunci când vrei să povestești copilului tău despre cum poate citi emoțiile în fețele celorlalți și ce poate să facă să-și gestioneze singur emoțiile. Hai să-ți arăt un pic ilustrațiile, da? Ce sunt sentimentele? Ce ne face să fim fericiți? Ce ne face să fim triști? Ce ne face să fim furioși? De ce suntem îngrijorați? Ce ne face să ne speriem? Și cum putem să controlăm sentimentele? Eu cred că altceva mai bun pe această temă, ca punct de pornire, nu vei găsi, așa încât îți recomand cu mare drag Ce sunt sentimentele de la editura Univers Enciclopedic Junior. Noi ne vedem luna viitoare cu o enciclopedie, sau poate chiar două, despre Crăciun. Până atunci, numai bine și să ne auzim cu bine pe Facebook. Pa!